Nagyon drágos bumi, szóval drága profonai, és elvapjunk a vakászer, szvászáma, sászá. Rappart és proporci, nem? Ja. Rappart, nem? Si proporci. Most tudok, felgulálhatok a pésztáltát, nem tudok, hogy elmúlt, nem tudok, hogy azok interesszát. Lícsát fog vissz is pénteni a profonmány. Ez tehát azt hisz, hogy Google profonmány, és itt én pácsonám nálnak való. Interpolálta? Da. És ott azt hisz, hogy rákvart, hogy tűzlek lesz a sassza. És rákvart és proporci. De ezt mondja, akár lícsékből a kvart és proporci, és mikor te... Húzatom. Egyszerűen tudod, hogy a sárban fogok jutni a mellici. Da. Pofácsom akkor már, ez is jön. Da, te rossz. Calculați valoarea raportului dintre A, 24 metri și 30 km. A egal cu 24 metri. Și 10 km. Asta e bine. Valoarea raportului, mai zic la mine. Calculați valoarea raportului dintre A, 24 metri și 10 km. Punctul A. Da. A. 24 de metri și 12 km. Și 12 km. Deci valoarea raportului. Ce înțelegi tu? Ar trebui să aducem la aceeași măsură de unitate. Aceeași unitate de măsură. Sigur că și da. Și să ne împărțim. Deci a calcula raportul a două mărimi înseamnă a face fracția lor. A vedea fracția dintre cele două. Da? Raportul. Ăsta pe celălalt. Deci, practic, mi se cere să calculăm 24 metri pe 12 km. Asta trebuie să facem. Și fiind unități de măsură diferite, trebuie să ajungem la aceeași unitate. Să folosim aceeași unitate. Deci 24 metri supra câți? Un kilometru de metrare? Un kilometru are 1000 metri. Deci 1000, da? Deci, hai să vedem care sunt multipli și submultipli metru. Metru. Metru și deasupra ce este? Metru, decametru, hectare. Da. Pe și kilometru. Kilometru. Submultipli. Centimetri. Decimetri. Atenție, multe. Deci, decimetri. Centimetri. Și? Milimetri. Acestea, deci, unitatea de măsură centrală este metru, multipli decametru, hectometru, kilometru. Decimetru, centimetru și milimetru. Știi cât crezi și despre scrii? Din 10 în 10. Din 10 în 10. Deci, un kilometru, care e la distanță de 3 linuri, trepte, este, parcă o să înseamnă, cum se iei 100 de metri? Un kilometru. 30 de metri. Deci un kilometru, un decametru, câți metri are? 10. 10. Un hectometru, câți metri are? 20. Cum să fie 20? Păi, e 10 ori 10? 100. Atenție multă. Deci e 10 ori 10. Și un kilometru? 1000. 1000. Dar ai institut mai devreme 1000 și ai părăsit ideea cu 1000. 20, 30. Nu se poate să dai răspunsul de la întrebare. Atenție multă. Deci va veni 24 de metri supra 12. Metri. 12.000 de metri. Metru, cu metru, se simplifică. Deci nu mai avem unitate de măsură, apare acum măsură abstractă, deci fără să mai avem în ce anume măsurăm aici. Și ce fac mai departe? Ce simplificare aș putea să mai fac? Fracția asta este reductibilă sau ireductibilă? Se poate simplifica prin 3. Prin 3. Sau chiar prin 4. Sau chiar, dacă sunt prin 3 și prin 4, chiar prin 12. Chiar prin 12. Deci și prin 3 și prin 4. Nu se poate și prin 24? Păi, hai să vedem. Și prin 24 deodată cred că s-ar putea împărți. Hai să vedem.
Păi, 1 supra... 1 supra... Să vedem, 100... 12.000 împărțit la 24. Supra 5. 5.000. 5 ori 2, 5 ori 4, 20, da? Deasupra 5.000, da? 5.000 zici tu, da? Ia mulțește 5.000 cu 24, îți face, cât face? 5 ori 24. Facem probă, da? Da. Păi de 5.000 am fost 500. Asta se pun 5.000. Cât? 30. Deci cum e corect? Ai mulțit pe cine? Pe? Pe... 500. Zic, 24, da? Să 30.000? Nu, 5.000 l-am mulțit. Cu? Cu cine? Cu 24? Da. Și cât faci 5 la 24, fac 30. Nu știu cum vine acolo. Ia mai văd. 5... 24. Da. Păi 24. 5.000, da? 5.000. Ori 24. 0, 0, 0. Așa, da. 20. Da. 0, 0, 0 iarăși. Așa, da. 0, 50. Și cât faci? 300 de lei. Cât? 120.000. 120.000. Și noi aici am la 12.000. E corect? Nu. Și atunci care, care e totuși cât e valoarea părțile acestea? Când am făcut de împărțire, cum a zis? 24 la 120. Da. Păi 120, merge de câte ori? De 5 ori. Ce? Și că numai 20 ori, nu fac 5.000, 500.000. Tu ai zis 5.000. Deci, multe grijă, pentru că aici lucrurile, da. De valoarea raportului dintre 24 de metri și 12 km este unul pe 500. Da? Asta e valoarea raportului. B. Hai să vedem. 12 decimetri și 1,7 hectometri. 12 decimetri, da? Da. Și... Nu, 17. 17 decimetri. Așa. Și 1,7 hectometri, așa. Hectometri. Deci când se raportul dintre și dintre două mărini, prima este numărătoare, și cealaltă este numitor. Deci raportul acesta, da, este 17 supra 17 decimetri supra 1,7 hectometri. Ei, dar mai departe, trebuie să fie aceeași unitate de măsură. Păi, reducem pe 1,7 hectometri la decimetri. Să vedem. Deci 17 decimetri ăsta am și de desubt ce scrie? 1700. 1700. Deci unii suntem la hectometri, da? La hectometri. 17 decimetri. Vinim odată până la decimetri. Decametri. Da, 17. Și mulțim în dreapta cu, ducem virgula la dreapta peste 10 mană. Deci va face 17 hectometri. Decametri, da. Și egal cu, acum dacă punem încă un 0, înseamnă că am făcut metri. Și mai punem încă un 0 și am făcut decimetri. Da? Deci am mutat virgula, practic, de aici, peste câte cifre? Peste 3. Am venit la hectometri, decametri, metri, decimetri. Da? Deci sunt 3 trepte de parte. 1, 2, 3. Și am dat peste cea care mă interesează. Și în final
spunem că avem acum aceeași unitate măsură și scăpăm și să vedem ce simplificare facem. Împărțim prin 17. Da, și îl facem. Dă 1 pe 1000. Pe 100, facă. Le dă raportul 1 pe 100. Asta e valoarea raportului, da? 1 pe 100. Mai departe, aveți ce? 25 între 3 și 1 pe 2 metri pătrați. 25 între 3 și? 1 pe 2. 1 pe 2 metri pătrați. Metri pătrați. Și 2 hectare. Și 2? 102 hectare. 102 hectare. Facem fracția mai întâi. Adică? Bine. Lucrăm mai da? Da, 51 pe 2. Face 51 supra 2 metri pătrați și 102 hectare. Da. Și acum ducem la aceeași unitate de măsură. Adică hectare este mai mare sau cine? Mai mare. Mai mare. Un hectar câți metri pătrați are? Are... Un hectar este hectometru pătrat. Ori hectarul, ori hectometru pătrat, da? Așa. O să spunem, ori hectare, hectometru pătrat. Cât unități de suprafață, din cât în cât crește descresc? Din 100 în 100. Din 100 în 100. Deci, mai bine aici. Metru pătrat. Ăsta, un decametru pătrat. O bine, o 10.000. Un decametru, câți metri pătrați are? Un decametru are 100 de metri. Deci egal cu 100 metri pătrați. Și egal mai departe cu câți hectometri sau hectare? 10.000. 10.000, deci 40 ori, 1, 2, 3, 4. 10.000 metri pătrați. Și așadar, aici voi spune egal mai departe, ăsta 102, egal câți? 102 hectometri, 102 hectometri pătrați, egal cu? Este egal cu 10.200 metri pătrați. Deci câte zero trebuie să adaugă? 4. 4. Deci 102 las. Și 4 ar trebui la aici și omul peste 4. 1, 2, 3, 4. Dar și cât face acum la vezi? 1.020.000. 1.020.000 metri pătrați. Vezi? Deci trebuie de analizat și cum vorbim. Și acum raportul este dintre 51 pe 2 metri pătrați supra 1.020.000 de ce? De metri pătrați. Și metru pătrat cu metru pătrat se simplifică. Acum raportul care rămâne este un număr, o valoare numerică și să vedem cât înseamnă. O putem simplifica pe... Dar deocamdată să o arășim ca un raport, că aici este un număr rațional și aici este un număr întreg. Cum se împarte? O împărțim pe 51 la 2. 51 pe 100 la 2 face un număr decimal, cum se împarte exact. Dar ne putem închipui că aici avem tot o fracție și cum se împarte o fracție? Prima cu a doua inversată. Deci mulțim pe prima cu a doua inversată. Deci va veni 51 supra 2 ori 1 supra 1.020.000. Da? 1.020.000. Și? Se simplifică printr-un 3. 51 și cu 1.020.000. Deci printr-un 3. Și vine... 17 supra 7.
Știu și... Cât? 34.000. Aici merge prin, deci, 10, 30 și 4, da, până aici, 1, 2, 3, 4, adică 34.000 sau 4? 340.000. 340.000. Deci final este ca pare aici ca răspuns, 17 supra 34.000. 340.000. Ce putem observa? Sigur, ne întrebăm dacă fracția asta este reductibilă sau ireductibilă. Nu se mai poate simplifica. Este ireductibilă. Da. Din ce motiv? Nu se simplifică pentru 17. Vezi? Deci există posibilitatea simplificării. 17 fie numărul prim. Prin el încercăm. Și avem baftă, că se simplifică 34 cu 17, da? Și va face că 1 supra... 1 supra... supra 20 de mii. 20... Da? 1, 2, 3. 1 supra 20 de mii. Aceasta este valoarea fracolului. Da? Alții? Alte exerciții? 2,3. 2,3. Decimetri pătrați. Nu cubi. Decimetri cubi. Decimetri cubi. Și 0,3 metri cubi. Metri cubi. Avem bafta, este termenul aceeași metare de măsură. Pe în perioadă. 0,3 perioadă, așa, da? Da. Bun. Ideea. Nu avem aceeași unitate, este decimetru și exilimetru. O aducem la aceeași unitate de măsură. Mai întâi hai să transformăm numerele. Cu ce fel de numere sunt astea? Periodice infinite. Numere periodice? Infinite. Periodice infinite, nu am auzit. Simple. Număr periodic simplu și mixt. Deci este un număr periodic simplu. Da. Deci, pe 2,3 în perioadă, 10 metri cubi, egal cu, îl scriem ca număr 23 minus 2 supra 9. 23 minus 2 supra 9 decimetri cubi și egal mai departe cu 3 supra 9 metri cubi. Nu 3, cu 23 minus 2. Nu. Dar ne-am trecut direct la cealaltă. Fac 21. Păi, să ne ducem să facem la centru, lasăm în drum așa. Deci vine 21 supra 9 decimetri cubi, care e cam mai departe. Se simplifică printr-un 3 și vine 7 pe 3. 7 supra 3 decimetri cubi. Și 3 pe 9 metri cubi. Și celălalt număr este 0,3 în perioadă metri cubi, care înseamnă 3,9 metri cubi, care înseamnă egal mai departe cu 1 pe 3. 1 supra 3 metri cubi. Da. Și care dintre cele două unități de măsură e mai mare? Metru cub sau decimetru cub? Decimetru cub. E mai mare. Metru cub e mai mare. Metru cub e mai mare. Și acum să-l aducem pe ăsta la 10 metri. Deci, din cât în cât cresc și descresc unitățile de măsură la a treia pentru volum? Din 1000 la 1000. Din 1000 la 1000. Deci aici e egal mai departe, 1 pe 3 înmulțit cu? 1 pe 3 ori 1000. Ori 1000. Deci, de metri. Și vine 1000 pe 3. 1000 supra 3 decimetri cubi. Da? Dar nu se înmulțește și cel de jos? Sau? Păi, dacă mulțim și pe cel de sus și pe cel de jos, înseamnă că fracția nu s-a modificat cu nimic. Am mulțit și sus și jos. Uite, când zic așa, 5 supra 3.
și înmulțești, amplifici, practic, cu doi fracția asta, te o amplifici, ca să o faci una echivalentă, înseamnă 10 pe 6. Atunci, înmulțim și numărătorul și numitorul. Iar ca valoarea raportului e cât 5 pe 3. Deci, atenție, în clipa în care înmulțeam cu 1000 și sus și jos, practic, nu schimbam cu nimic valoarea raportului, era tot 1 pe 3. Cu 1000 și cu 1000, uite, dacă vrem 1000 jos, cu 1000 și simplific, așa, vei tot 1 pe 3. Dar noi trebuie să mulțim asta de 1000 de ori. Atunci de 1000 de ori, un mai numărător se mulțește. Lucrurile acestea trebuie foarte clar. Dacă ții rămâne, este de acord acum, dar mie rămâne și ideea asta, mulțește și sus și jos. Păi nu-i făcut nimic, că ne-ai mulțit o fracție și numărătorul și numitorul pe același lucru. Iar ca valoare, rămâne aceeași. Dar e doar simplific aceea. Deci face 1000 supra 3, deci mergi cu cub și acum a face raportul dintre asta și asta înseamnă a gândi ce să gândim. Deci scrim 0 sau 2,3 în perioadă decimetri cubi supra 0,3 în perioadă metri cubi este egal cu asta l-am transformat și cât mi-a dat, că era muncit. 21 pe 3. Deci pe 9, pardon. Și cât o fost 21 pe 3? 7 pe 3. 7 pe 3. Deci e 7 supra 3 decimetri cubi și supra cealaltă? Supra 3, 1 pe 3. 1 pe 3? Metri cubi, dar tot în decimetri ar vrea. Ar veni 1000 pe 3. Că vezi? Înseamnă 1000 supra 3 decimetri cubi. Și egal mai departe, cum? Facem aici, înmulțim pe prima, pe a doua? Adică? 7 pe 3. 7 pe 3 ori decimetri cubi. Deci, pentru decimetru se simplifică, nu mai ales mai scrie, mai mulți cu inversa, adică... Ori ce 3 pe 1000. 3 pe 1000. 3 pe 3 se divide și face 7 supra 1000 de... 7 supra 1000. Așa asta. Ăsta este raportul dintre... Valoarea raportului dintre cele două mărimi este 7 pe 1000. Asta înseamnă. Altceva? Într-un sac sunt 11 bile roșii, 7 bile negre și 10 bile albe și, bile, și 10 bile galbene. Deci într-un? Într-un sac sunt 11 bile roșii. Deci într-un sac, 11 bile roșii. Deci concurența sacului este asta. Șapte bile negre și 10 bile albe. 12 albe. Și încă 10 galbene. Și încă 10 galbene. Deci într-un sac avem componența asta. Pe care are. Și ce se facă? Care este probabilitatea că extrăgând o bilă la întâmplare, ea să fie albă, roșie, neagră sau galbenă? Albă sau roșie sau galbenă? Citești mai rar ca să te ridic problema. Deci, într-un sac sunt bile de culori de acestea roșii, negre, albe și galbenă. Într-o cutie, unde este asta? Ce problemă? 11. 11. Într-un sac sunt 11 bile roșii, 7 negre, 12 albe și 10 bile galbene. Care este probabilitatea că extragând o bilă, la întâmplare să fie
Să fie două puncte. A mic, prima întrebare. Alb, roșii, galb, roșii, galb, asta. Nu am înțeles nimic. De-aia nu aveam ce. Nu puteam să reacționez. Deci, într-un sac sunt aceste bine. Și prima întrebare, amic, care este probabilitatea? Care este probabilitatea ca extragând o bilă la întâmplare, care este probabilitatea ca extragând o bilă, dar problema asta e luată așa la întâmplare, doamnă. Da. Dar de acolo vorbiți la clasă de probabilități? Da, am avut problema asemănătoare. Da. Ce înțelegi tu? Uite, trebuie să trec cu un pic mai jos. Deci problemele nu se fac deodată așa. Și trebuie un pic pregătită lecția. Deci hai să zicem că avem o urmă care conține 11 bile roșii și 7 bile negre. Ba, numai cu două, o compoziție din două, roșii și negre. Bag mâna în sac și extrag o bilă de acolo. Ce șanse am să prind una roșie? Păi 11 supra 7. 11 pe 7. De ce supra 7? Numărul birilor supra celălalt. Care e logica? Da. Probabilitatea ca să iau o bilă roșie, când am băgat mâna, există și riscul să iau o bilă negată, o bilă neagră. Deci, pe mine ce m-ar favoriza? Problema mea m-ar favoriza să iau o bilă? Neagră. Roșie. 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 Dar există pericolul ăsta și peste una neagră. Și atunci, evenimentul ăsta favorabil mie, să iau o bilă roșie, înseamnă să nimeresc pe una din cele 7, deci cazul de favorabile mie, cele care mă mulțumesc, sunt 7. Dar de toate câte sunt aici, în sac? Sunt 18. Vezi? Păi și trebuie să văd așa numărul cazurilor favorabile. Cel ce m-ar mulțumit pe mine, sunt părerea posibile. Posibile. Deci notăm cu A. Deci notăm așa. A. Pentru problema deci. A. Evenimentul. Evenimentul. Evenimentul extragerii unei bile albe, da? Sau roșii. Și asta, dacă ăsta e evenimentul acela pe care îl aștept eu, ca să pot, în clipa în care luam mâna în sac să iau una roșie, probabilitatea evenimentului A îi dau cu numărul cazurilor, numărul cazurilor posibile, numărul cazurilor favorabile, supra numărul cazurilor posibile. Deci numărul cazurilor favorabile, care mă mulțumesc pe mine, supra numărul cazurilor posibile. Și atunci cât ar veni aici? Cât am însemnat? Numărul cazurilor favorabile pentru roșu? Ar veni 18 supra 11. Deci 18 supra 11. Cum ai gândit așa? Numărul cazurilor favorabile, care mă mulțumesc pe mine, sunt 18. Sunt 11. 11? Și posibile, trebuie băgat mâna în sat, să iei și una. Deci toate, posibil să iei una dintre cele toate care sunt acolo. Da? Deci de ce probabilitatea este numărul cazurilor favorabile, care mi-am propus eu să
să se întâmple în evenimentul ăsta? Și mai mă rog, azi, posibile. Deci favorabile sunt 11 și posibile sunt, cât ai spus? 18. Asta e probabilitatea realizării evenimentului acesta. Dar dacă te-aș întreba, ca să vorba, dacă evenimentul, hai să spunem, cu B, unei bine negre. Care ar fi probabilitatea realizării evenimentului? 17 sau 18? Egal cu 17. Da. 7 supra 18. 7? 7 supra 18. Da? Ai înțeles ce înseamnă? Da. Deci e vorba de cele favorabile, de cele posibile. Da? Deci eu vreau pe asta. M-ar convenit să fiu una dintre acele. Dar dau și peste celălalt. E posibil să iau și la celălalt. De aceea, favorabil e posibil. Acum hai să ne întoarcem aici. În urmă, în sac sunt 11, 7, 12 și 10. Care vorba ta să extragi o bilă? Ai zis prima dată bilă? Roșie, parcă. O bilă? Cred că roșie. Hai să le... Da? Care probabilitatea să extragem o bilă roșie? Roșie. Deci o dăm cu A evenimentul ăsta, da? A evenimentul care constă în extragerea unei bile roșii. Care probabilitatea lui A? Probabilitatea acestui eveniment. Păi este egal cu 11 supra... 11 supra... O, egal cu 11 supra... 40. 11 supra 40, zis tu. Da, bine, nu? De 3 și cu 40. 1, 2, 3, 40. 11 supra 40. Deci 40 de posibilități acolo. Favorabil e numai 11, al meu. Asta e raportul. Totdeauna probabilitatea e mai mică decât 1. Da? Niciodată nu poate să fie egal cu 1. În aia e elementul sigur. Că 11 bile roșii, numai roșii, și care e probabilitatea când faci tot una roșie? Păi 11 de 11, este 1 atunci. Probabil iar la eveniment sigur se întâmplă așa, că nu mai ai altă culoare. Ai mai roșie. Și atunci, orice faci, tot numai peste roșu să dai, nu? Peste pila roșie. Bine, care este probabilitatea pentru a extrage, hai să zicem, B elementul ăsta, să extrage o pilă roșie și neagră? Atunci, probabilitatea evenimentului acesta, probabilitatea evenimentului B, de a extrage o bilă roșie. Este 7 pe 40. 7 pe 40. Deci, egal cu 7 supra 40. Care este evenimentul extragerii unei bile albe? 12 supra 40. Deci, o bilă albă, adevărată. Ce o să zice? Aici a fost neagră, albă, este probabilitatea de evenimentul acesta, ce cum am notat cu noi, este 12 supra 40. Ați mai simplificat faptul la focul ăsta? Rămâne așa? Se poate simplifica? Zic că da, 12 cu 40. Fracția asta, nu? Da, știu că se poate simplifica, dar rapoartele se poate simplifica. Păi stai, dar nu înțeles nimic. Rapoartele și probabilitățile se poate simplifica. Dar nu e probabilitatea, este un raport. Fracția. Deci ca fracție o privești. Toamă, înțelegi că este o chestie care e așa de parte, este o fracție. Valoarea fracției acestea e asta, 12 pe 40, dar poate să fie egală cu echivalenta sa. Dacă dați pe 12 pe 40, cât îți dă? Ia parte pe 12 pe 40. 12 împărțit la 40. Zero de trei. După ce simplificate, prin cât putem simplifica? Prin doi. Facem 6 supra 20. Ia facem 6 la 20.
3,3. Dacă ți s-a dat, eu nu prea cred că vine așa. Da? 60 în păstrat 20 de 0,3, da? Mai puteți să verificați fracția asta? Da. De cât? Printr-un 2. Printr-un 2. Și ce face? Și egal cu 3 pe 10. 3 supra 10. Și 3 pe 10 ce face? Tot 0,3. Tot 0,3. Deci valoarea este aceeași. Deci, astea două, când sunt echivalente, fracții echivalente, păstrează ca număr același lucru. 0,3. Da? Deci două raporte egale de o porție. De aici apare, nu? Din fracții echivalente. Care este elementul extragerii, hai să zicem la D, punctul D, al problemei, se extrage 10 bile galbene. Este da? Dar punctul D, elementul, se extrage o bilă galbenă. Probabilitatea acestui element. Este 1 pe 4. De ce este 1 pe 4? Pentru că vine 10 pe 40. 10 pe 40. Da. 40. 1 pe 4. 1 pe 4. Este ca și mai împărțit pe 10 la 40. Este același lucru. Da? Deci, ce interes din chestia asta? Că rapoartele se pot simplifica. Păi da, asta era o noutate. Da. Deci cum să fie o noutate, dar în fracții, la foc simplificări? Eu cred că rezultatul pe care ți-l dă atunci este fix. Dar e o fracție, o fracție. Dacă am vorbit de fracții mai înainte, am făcut operație cu fracții, te aduci în același viitor, chiulim. Deci nu trebuie să se gândești ca și cum aici e altceva și acolo e altceva. E o fracție. Dacă e o fracție, aceea este reductibilă sau ireductibilă. Iar mă lucrăm după cunoștințele care avem. Da? Da. Și altă problemă? Alegea la zona. Uite. Aruncăm o zară. Care este probabilitatea apariției fețe cu 6 puncte? Deci, aruncăm un zahăr. Ar veni 6 pe 6. La alocarea unui zahăr, nu zahăr are cele 6 posibilități. Deci, avem fețele cu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și care e probabilitatea să apară fața cu 6? Păi 6 pe 6. A, nu. 6 pe suma lor. 6. 21. 6 pe 21. Dar de ce faci tu chestia? De ce le-ai adunat? Care e mecanismul tău în mintea ta? Cum s-a produs asta? Pentru că trebuie să adunăm raportul supra probabilitățile. Cum ai zis raportul supra probabilitatea pe raport. Ce asta în mintea ta când tot nu înțeleg nimic? Păi din cât am discutat noi, raportul este o scriere la numărătura unui mării și la numărătura altă mării. Raport. Iar probabilitatea este la urma unui raport care are la numărător cazuri de care? Cazurile? Cazurile 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ca teorie, cazurile favorabile. A, cazurile favorabile și cele... E scris acolo, da. Am scris acolo. Tu ai scris de aici? Da. Ce este probabilitatea unei evenimente? Cazurile, numărul cazurilor favorabile și cele posibile. Spre cele posibile. Da, da. Deja am vorbit până aici. Dacă tu nu le pui un pic de efort. Deci probabilitatea este șansa pe care o ai pentru a se realiza un eveniment. Iar probabilitatea asta e un raport care la numărător are cazurile favorabile, iar la numărător cazurile posibile. Da? Totdeauna e nimic decât un raport. Este o fracție subunitară, dacă vrei. Da? Ori ăsta este un număr mai mic ca unul. Ei, când ajungi zarul și vrei să apară fața cu numărul 6,
Ce posibilități are zarul când a aruncat? Are posibilitatea de a fi un, doi, trei, patru sau cinci. Deci câte fețe are? Șase. Șase. Deci numărul cazurilor. Posibil. La lucrarea zarului nu stai pe buchii, stai pe una din fețe. Adică toate din cele șase, nu? Una e favorabilă. Așa că da, cazurile favorabile sunt cât favorabile? Favorabile sunt, este doar șase. O singură față. Și posibile? Cinci. Cum? Posibile sunt rest, restul. Deci restul, nu toate care se pot, când am aruncat în zarul, nu? Tot șase ar fi. Deci șase sunt, ce sunt? Șase sunt favorabile. Posibile șase favorabile. Posibile. Posibile sunt din cele șase fețe care au pus zarul, una din ele va fi. Da? Iar favorabile e numai una, cea cu fața șase. Posibile. Deci probabilitatea realizării evenimentului la lucrarea zarului a apariției feței fața cu șase puncte înseamnă unul pe o singură variantă, unul pe șase. Șase sunt posibile. Deci, favorabil e una singură, dar apariția feței când văd câte ceasuri. 58. 58. Deci, când e mai multe. Dar apariția feței cu număr par, când am aruncat zarul, apariția unei fețe cu număr par, adică ce ar putea să apară când am aruncat zarul? Una din cele șase, dar eu vreau par să fie. Adică ar veni una dintre cele trei. Una dintre cele trei. Deci câte cazuri favorabile sunt? Sunt trei favorabile. Și posibile? Șase. Șase. Deci probabilitatea ca să fie față pară este 2 pe... sau 3 zis, nu? 3 pe 3, 3 pe 6. Care înseamnă că 3 pe 6? 1 pe 2, 1 pe 2, pe 3. 1 pe? Pe 3. De ce pe 3? A, 1 pe 2. Pe 1 pe 2. Deci 1 pe 2. Se împlifică în fracția prin, 3, da? Pe o primă aici, eu te sfătui să faci ceea ce am mai spus-o și pentru foarte mulți prieteni ai noștri. Aceste lucruri le-am făcut pe internet, sunt făcute. Dar tu, hai să faci lecția. Noi o facem, dar trebuie depus și efort. Citim din manual, ne pregătim. Nu venim așa de pe stradă, ce tema am, nu știu, n-am nimic. E fără, nu e eficientă lucrul asta. Așadar, rapoarte și proporții, și am mai avut aici și noțiunea de probabilitate. Ne oprim aici. La revedere și cei care sunteți interesați, așa cum sunt mii de copii, zeci de mii, învață de pe internet. Aici noi folosim cu lucrul ăsta, dar acasă cei care vor, o fac. La revedere! La revedere!